Argeșul se află sub avertizare de cod galben. În aceste zile caniculare, autoritățile județene s-au mobilizat pentru ca cetățenii să fie în siguranță. Comisarii de la Protecția Consumatorului fac în această perioadă cercetări amănunțite în ceea ce privește păstrarea alimentelor în condiții corespunzătoare. Sunt vizate în special piețele, acolo unde comercianții își vând marfa de pe trotuar. Sunt produse care nu trebuie comercializate stradal și oricât atenție am dat noi acestui subiect, vor fi și excepții. Vor mai fi oameni care comercializează stradal, este important ca și noi să nu luăm decizia de a cumpăra, știu și eu, brânză, ouă, despre care putem prezuma că s-ar putea să fi fost ținute în soare, știu și eu, o perioadă improprie de timp. În această perioadă, cu căldura care este afară, sunt suficiente poate și 10 minute și produsul se alterează foarte ușor. Canicula și disconfortul termic vor persista cu valori maxime între 35 și 38 de grade Celsius, anunță meteorologii. De mâine însă vremea se va răcori în toată țara. În plus, sunt așteptate și câteva averse însoțite de vânt activ.